Inconștiența pietonilor poate să producă adevărate tragedii. În continuare, aceștia sunt pe primul loc în generarea accidentelor rutiere alături de bicicliști. În Podâiloae, o bătrână a trecut aproape de moarte. Aceasta a intrat în unghiul mort al unui camion oprit la trecerea de pietoni și s-a aruncat efectiv în fața mastodontului. Doar prezența de spirit a șoferului a făcut ca bătrâna să nu fie strivită sub camion. Și anul trecut, Luca, un băiețel de 3 ani, și-a pierdut viața pe o trecere de pietoni din Lățcani după ce a fost călcat de un camion. Șoferul nu i-a văzut la timp pe Luca, tatăl și fratele său intrați în unghiul mort al mastodontului.